Black Friday este un motor de creștere al pieței de curierat. Ce părere aveți despre cele două Black Friday-uri din România de anul acesta? Black Friday este un motor de creștere. Comerțul online este principalul motor de creștere în ultimii ani în zona de curierat. Avem anul acesta două Black Friday-uri, se pare, 22 și 29. Eu zic că este, într-un fel este foarte bine că avem două, pentru că probabil vom avea cumpărători pentru două perioade de timp, deci nu vom avea în aceea zi o creștere a comenzilor foarte mare. Și atunci noi ne vom putea organiza și mai bine și vom respecta un timp de livrare. Noi ceea ce ne dorim anul acesta este să respectăm același timp de livrare, ca și cum nu ar fi niciun fel de Black Friday, ci să efectiv în 24 de ore să reușim să ajungem la ușa fiecărui consumator, cumpărător. Ce procent din cifra DPD, din cifra de afacere a DPD, reprezintă segmentul de vânzări online și cum vedeți creșterea acestui segment pe un interval, să zicem, de 3-5 ani? Astăzi, cifra de afacere a lui DPD în România, partea de online reprezintă undeva între 30-40% din venit și din volumele noastre. În continuare, în România suntem siguri că există loc de creștere, iar creșterea o estimăm în fiecare an prin bugetările pe care le facem. Cel puțin la anul ne-am bugetat o nouă cifră de 2 digiți. Deci creșterile sunt probabil în fiecare an de acum încolo între 20-30% estimăm. Și nu trebuie aici, în acest domeniu, nu trebuie să uităm că în România vor vinde online nu numai cei din România, cumpărătorul nostru cumpără și din Europa și viceversa. Vânzătorii, magazinele online din România vor începe să vândă în Europa, după cum observăm. Ce măsuri speciale se iau în această perioadă? Și, în general, ce măsuri speciale iau firmele de curierat și ce măsuri speciale ați luat dumneavoastră la DPD ca să întâmpinați Black Friday? Vă dați seama, în momentul în care în această perioadă ne așteptăm undeva o creștere a volumurilor de 40-50%, de fapt așa le-am și calibrat noi și asta am și discutat cu partenerii noștri din online. Măsurile pe care le luăm înseamnă a pregăti noi capacități de transport, a trenui noi echipe de livrare și a organiza foarte bine lanțul acesta de logistic împreună cu magazinul online. Aici înseamnă de a stabili împreună modul în care preluăm aceste colete, câte pe zi, de a stabili împreună, de a pune în magazinele online cele mari, cel puțin punem deja oameni care sunt în facilitățile lor și pregătesc aceste colete. Și mai mult, o echipă de customer service mărită din nou care să fie la dispoziția consumatorului și să poată răspunde acestuia în timp util. Acuratețea intervalului orar de livrare este un aspect foarte, foarte important și solicitat de cam toți clienții magazinelor online. Se poate micșora acest interval orar și cum putem ajunge la o precizare cât mai clară a lui, astfel încât oamenii să nu se mai plângă că au așteptat o zi întreagă să le ajungă un colet? În ultimii 3 ani, DPD, și nu vorbesc DPD, DPD Europa, și noi avem foarte mari exemple din Anglia, care în fiecare an a crescut undeva la 50% volumele, am construit tot felul de soluții prin care să încercăm să anunțăm destinatarul când ajungem. Și aici vă spun pe scurt câteva. Deci în momentul în care scanăm coletul într-un depozit, trimitem un mesaj destinatarului și spunem că mâine ajungem. El are posibilitatea, și asta vrem foarte mult la anul, să punem la punct cu magazine online, să răspundă, este un mesaj interactiv, el poate să spună nu doresc mâine, doresc poi mâine. Iar după aceea, la nivel de Europa, dorim la anul să atingem un interval de o oră. De aceea avem un proiect One Hour Predict. Asta înseamnă că dimineața când scanăm coletul vom trimite un mesaj către client și vom spune exact ora în care vom ajunge la el. Ca să se întâmple acest lucru, în schimb avem nevoie de date complete de livrare.
Cel mai mare obstacol în România și pentru DPD este codul poștal. Pe baza codurilor poștale atinse de o mașină într-o zi de livrare, noi putem crea un istoric și pe baza acestui istoric putem să vă estimăm când ajungem la dumneavoastră. Când nu avem codul poștal corect, deja tot acest mecanism se dă peste cap. Anul ăsta am investit foarte mult în a estima în acest interval de livrare bazat nu numai pe codul poștal, ci și pe adresa de livrare, geodata, care, din nou, dacă este corectă, funcționează, dacă nu este corectă, nu funcționează. De aceea rog pe toată lumea să pună cât mai complete aceste date. Și atunci vom reuși și noi să ajungem în intervalul în care îl estimăm. Sunt clienți care solicită deschiderea coletului la momentul livrării și știu că acesta este un aspect pe care îl discutați și cu magazinele online și cu ceilalți colegi din piață. Ce părere aveți despre această problemă? Problema aici este de timp. De timp și securitate, spun eu. Deja livrarea către persoane fizice cu încasare ramburs înseamnă pentru curier mai mult timp. În momentul în care îmi voi cere, vom accepta și deschiderea acestui colet la livrare, înseamnă din nou și mai mult timp. Adică curierul trebuie să stea să se întâmple acest lucru. Plus, din punct de vedere al securității, ne întrebăm unde se întâmplă acest lucru și el se poate întâmpla unde? În afara locuinței sau în locuință? Ori în momentul în care este în locuință, sunt anumite cazuri când curierul efectiv nu este frică să facă acest lucru și atunci încearcă să evite. Părerea mea este mai bine a merge către un sistem în care cumpărătorul poate să returneze lejer și facil coletul pentru a primi până la urmă produsul pe care îl dorește, decât să dezvoltăm acest produs care înseamnă cost. Și nu știu dacă cineva va putea să suporte acest extra cost până la urmă.